fortunato qui, l'estremo difensore bianca-azzurro, poi lancio, gran controllo di patto di Dutu, cerca di Tommaso, fallo verticale servito Patanè che sfugge via Dutu, entra in area, poi bravissimo però Dutu, ancora Dutu, aspetta Dutu, giro palla della Lazio, poi verticale a cercare Crespi, poi cerca il taglio di Scipioni, Dutu con la testa commette fallo Scipioni, Tommaso all'indietro ancora per Dutu, morsa, ottimo il tackle di Meic, controlla il cronometro del direttore di gara, da quest'altra parte Patanè prova ad incunearsi Dutu, ancora una volta Maso attaccato, pallone che schizza su Patanè, gran chiusura di Dutu che se ne va poi in bello stile con personalità qui il numero 6, poi Crespi per Floriani, si distende anche Dutu, il cross proprio per lui di testa e va a chiudere, un'azione meravigliosa, l'ha cominciata lui, l'ha terminata lui, il 2-0 della Lazio e tutto del numero 6 Dutu. Strepitosa l'azione del centrale biancoceleste. Sotto gli occhi vigili dell'arbitro, corto di Tommaso, quindi Milani va sul sinistro, secondo palo, arriva il colpo di testa preciso di Dutu, traversa e gol, la Lazio la sblocca al tra... con Filippo Milojevic, a posto va a dictare un minuto supplementare la tagliata della margine ai centri, avem pe al patrulea oficial al acestei partide, 11, reușit să marcheze. Intervine acolo Mateu Duțu. Terenul de joc, poziție pentru oaspeți. Am intrat deja în ultimul sfert de oră, fără gol, România, Macedonia de Nord. A complicat puțin Alin Ștefănescu, a avut probabil încredere în el. Este 5 minute, a ajuns. În diagonală sau în spatele lor. 3 minute și jumătate până când vom afla cu cât va fi prelungită această repriză a doua. Iată-l pe Mateu Duțu, o minge în flancul stâng. Să vedem pentru cât rapid recuperează austriecii. O pasă care îl căuta pe Dominic Lenner. Reușim să recuperăm și iarăși o minge la vincină în direcția lui Rareș Palomin. A pasat la timp, avea omul în stânga și a de pe austriecii pe câmp pe contraatac. Oprește, sunt foarte bine acolo Mateu Duțu. Minge care îl vizionează. Denis Benga, jucătorul de la Universitatea Craiova, o minge excelent trimisă. Din jucători născuți începând cu 1 ianuarie 2006. Da, România și-a aflat deja adversarii din prima 10, spuneam de acum 2 ani, de când a preluat această generație, cu care, iată, crește, merge înainte. Atacă Austria, o intervenție acolo a lui Mateu Duțu, națională sub 17 ani. 15, Cosmin Costa, numărul 16, cu 17, Alexandru Șima, cu 20, Rareș Pop, 21 și Cosmin Larionesei, cu numărul 22. Încercă să... Ecco, ha servito Dutu e va al lancio. Ricordato un po' Lusio qui. Adesso pulisce, ragiona e cerca Patanè. Poi Flore. Colarelli, D'Agasso di prima, Patanè. Verticale D'Agasso. Prova a girarsi, pallone per Scipioni, area di rigore. Dutu! Grande intervento ancora del numero 6. Se ne va il 21, pallone per D'Agasso, limite, il sinistro ribattuto. Va col destro il numero 10. Pallone nei pressi del dischetto, ma è anticipato. Possiamo a lottare, prova a tenere via. Ha cercato di ingaggiare Pedro Pecker Batuhan. Attacco austriaci, non si ridica fallino della margine. Bada, bada, si ridica. Robert Bădescu, greșim contraatacul celor din Național Austriei. Atenție la această fază, șut puternic. Parează golkeeperul nostru. Acolo austriecii. Iată la acolo pe decarul Sanel Salici. Per Re, attivissimo come al solito. La sua iniziativa, ancora Re. All'altezza della lunetta, poi al rimorchio. Cecca Re in surplus. Poi la sovrapposizione di Cosimi che converge. Ancora Re, il suo sinistro viene rimpallato da Dutu. Passa stânga pentru Batuhan.
Se apre bine Mateo Duțu, se complică puțin acum în fața lui Furkan. Echipa Austriei a calmat jocul, nu se mai omoară cu faza ofensivă. O minge acum pentru Dominic Lehner. Ancora Duțu. Lancio, direzione di Sana Fernandez, braccia tocca il suo primo pallone. L'ha battuto al volo con l'esterno del numero 10, non ha trovato lo specchio della porta. Pini gestisce con calma, Duțu, poi Colistra, il numero 21, poi il cross, Patane non arriva, ancora Amore. Vengana poi con la Badescu, mai departe Mateo Duțu. Fără golul mic, fete noastre au vis Bosnia și Herzegovina cu 2-0. Vine de la ora 11, tot la Sfântul Nicolae Mic este programată cea a doua partidă a acestei duble. Să-l urmărim cu Gău, Alexandru Fărăgău, Robert Bădescu, Florin Brăș, Făleanu, Alberto Călin, Victor Stancovici, Alexandru Melniciuc, Luca Banu, Matei Tănasă, Laurențiu Vlășanu și George Bălan. O minge de misă înapoi de Mateo Duțu pentru foarte bine prin Răducan, tot el pierduse. Duțu. O diagonală la care venise foarte bine acolo Deni Dulcea, extrem de nervos și pe banca tehnică Macedoniei de Nord. Această lovitură liberă primită de noastră în careul de 16 metri advers de Viere și ocazie mare de gol pentru echipa noastră în acest moment 58. Pericol pentru poarta noastră, este acolo Velikovski, a căutat un culoar de șut, nu l-a găsit Velikovski, din nou servit, ne apărăm bine și recuperăm. Fii în flancul stâng, urmărit aici de Ai Ioane, Azifir reușește să centreze, să avem noroc. Iese bine de acolo Mateo Duțu, balon pentru Melniciuc, nu se dă nimic. Din nou la Zifia, Ioane a pierdut mingea și a lăsat flancul descoperit. Să vedem această acțiune pe partea stângă a lui Adili. Avem